Meșule, unde mergi, meșule? La casino. Bă, dacă te vede câmpiana, te-a spart. Uitați pe tine. Hai, hai. Îl filmez pe fratele meu, pe Max. Uita unde mă duce. La Palace. Jocurile de noroc. Hai, mergem un pic la Palace. Dăm și noi la roată, poate câștigăm ceva în seara asta. Măcar de aici poate facem lovele. Dacă nu mai merg afacerile, câștigăm de aici. Hai. Devenim. Ia-l, ia-l. Leane, pădeu de țigări. Da, dă-i drumul. Mă, frate, dă-mi coace țigările, că cu ăsta m-am ales. Cu ce? De la casino, cu țigările astea care fac 10.000 de euro. Da, mă, da, ai mâncat, ai băut, ai cheltuit un milion și ai mâncat de 20. Mă, cum un milion? Vrei 10.000 de euro. Mă, uite, ai mâncat de 10.000 de euro. Mă, suntem la Palace aici. Mă, platou ăla mare care ți-a venit făcea 5.000 de euro. N-are de și mai din amintirea mea interzicerea la pe 5.000 de euro făcea. Băi, fraților, am mâncat pe 10.000 de euro. Am mâncat caracatiță, am mâncat creveți, am mâncat cotlete. Mă, platou ăla 5.000 de euro făcea. Și pachetul ăsta de țigări. Și n-a dat 11-le să mor eu dacă a dat 11-le de 70.000 de ori. Și n-am pus. Sărăcie. Păi de aia nici nu l-a dat, că n-ai pus, că dacă tu puneai... Bă, uite, bă, nu. Băi, ca dacă, să câștigi, băi, trebuie să joci. Bă, dacă puneam un milion, eu am 36 de milioane. Dar dacă eu mă schimbam la 32 și dădea 3 lângă el, păi ce mama dracului? Ghinion! Bă, lângă 32 e 0 și după aia 26, 3. Bă, lasă, știi și tu ruleta. Nu mai, frate, asta e. Adu-mi, bă, un cuneac. Și la portar. Nu mai bea, oricum, oricum nu se lăsa. Adu-i un cuneac de ăla, de-a lui, nu de-a meu. Băi, boss, adu-mi un cuneac. Cheamă-l pe portarul. Nu se vește afară. Cheamă-l pe Andrei. Hai, lasă, fumăm țigara și intrăm înapoi. Noi am 2 lei. Îi pun și pe ăștia, frate. Pe ce număr îi pui? Îi pun pe ăștia, ia, unu. Câmpeană, să nu te uiți la vlogul ăsta, că spar fața. Nu ca ți-ași gura ta, trebuie să mai îmi dai 10. Cu ce mai ai tu, cu ce mai am și eu? Ia, da. Vă luați un tac. Nu, asta limuzină. Vreau să zic, plătim Uber-ul. Pe mine ne duce limuzina. Măcar am băut un coniac de la de 1000 de euro paharul. Mă, limuzina nu ne duce acasă. Dar cine? Uber-ul. Care limuzina? Aia cu tronul? Nu aia cu tronul. Aia, driftul. Dar uitați-vă la ce casino au jucat băieții, ca să vedeți într-adevăr că joacă la casino, nu vorbesc aiurea. Ia uitați-vă aici. Pe sume mari, nu așa. Palace Casino. Fosta, da. Casa Vernescu, dacă știți. Știe lumea de aici. Păi, știe lumea care cunoaște, care nu știe. Nu, mă duc să mă încerc. Bă, duixele. Bă, patroane, nu mă duce limuzina acasă, măcar că am băut. Păi dacă te vede patroane, dacă te vede Leo, să supăr că ai fost la casinoul lui. Nu, Leo, nu se duce aici. Nu, dar unde se duce? Nu. Bine, venea și aici, Leo, a băgat 25 de milioane de euro. Eu am băgat 10.000. A, 10 milioane de euro te-ai băgat? Nu, 10.000 de euro. A, 10 milioane, cât ai băgat? 25 de milioane. Păi da. Că ai băgat 10 milioane. Nu e problemă, frate, că mâine, știi cum sunt banii la casino? Bani cu dobândă. I-am dat de seara asta. Mâine recuperez, să nebunez dacă nu îi recuperez. Când pe mâna mea. Oare, evidenta sunt tu Fendimascu. De tu, mă, belgicanez. Mă, n-ai problemă, mă. Boris Artamu. Boris Artamu, belgicanez, mă. Janez Romanes, mă. Amenea în gazin. Bă, nu ne dă un cunec. Păi, du-te, hai, nu, Marco, tu ai venit prima seară și cer, ai băgat un milion și cer de 5 milioane băutură. Uite, și bă, un milion de dolari băgai. Păi, uite, Marco atât a băgat. Un milion. Băi, terminați că nu vezi că râdiți numai milioane de dolari. Bă, frate, auzi. Bă, 100 de lei am băgat, bă, nebun. Deci tu ai băgat 10.000, adică 100 de milioane am băgat. Eu 100. 100 să bași tu. 100 să bași tu, săracule. Că eu bag mai puțin. Că eu bag mai puțin, eu nu-s ca tine, fraier. Eu am venit, frate, stai. Uite, dacă îmi dai ceasul ăla, îți dau... Cât îmi dai? 5.000 de euro, dacă vrei, să mai joci. Dă să mai bag o dată. Îți dau 5.000 de euro? Bobule, am rămas solo. Ți-l lasă manet.
Nici bani. Pentru ce vrei, lasă mașina la amanet, aia din parcare. Da. Cât îmi dai? Iesul ăsta tău. Care e spatele tău? Leș acolo și nu... Ăsta mă duce acasă. Cât îmi dai pe el? 2500 de euro. Bine, dă-i încoace că mă, eu știu că dacă dă 29, acum nebunesc. Dă pe lângă 29. Băi, dacă îmi dă mie 29 ole atunci, a dat 18. Rupeam, luam toate gadgetele. A luat pimpoi. Dacă și cu parcă erau într-o bară. Ce-a luat? Atâta a luat pimpoi. Ce-a luat pimpoi? Bă, să nu mai mâncați, că de mâine de astăzi trebuie să intrăm în post. Bă, fraților, am mâncat cotletuți de berbec, am băut whisky, am mâncat fructe de mare, am mâncat de toate. Pârpăriță. Mi-am luat și țigări. Merită cu 10 lei, câmpeană. Câmpeană, știi că eu sunt șmecher. Am luat și eu unul. Miradare, domnul Cătălin. Uite, fii atent. Cu 10 lei. Domnul Cătălin mi l-a dat cadou. Pune pe mine, lasă pe fraierul ăla. Eu cu 10 lei. Ăla e fraier bun fraier, ha? Eu bun fraier. Ați văzut, eu... băi, lasă aia. Ascultă, dacă fraierul îi mai deștept ca toți. Ia uite ce s-a întâmplat aici. E adevărat? Nu-i vrăjeală, e fake. Mă, Gugule, mai îmi dea un milion. Mai îmi dea un milion să mă bag o dată. Nu mai am, mă. Mă, eu am milion. 5.000, 10.000. Mă, ce 5.000, dar eu băgai 10 lei toți banii. Tu crezi că eu sunt fraier să bag banii ca tine? Dacă băgam toți banii, nu mai aveam nici muiere acasă. A plătit intrarea 50 de lei și... Am mâncat de 2 milioane. Ascultă, dacă, Mex, pe patroana trebuie să o duci aici. Nu, că știe. A adus-o Leo. Dar stai un pic. Dar dacă eu am băgat 10 lei și am mâncat de 5 milioane, ce vreți, frate? Toți care vreți să mâncați cotlet de berbecuți și să beți un coniac bun, veniți cu 50 de lei în buzunar și mâncați aici. Da, și a doua oară nu te mai primești. Pe mine, că am legitimație, bă, alo. Nu mai sunt valabile. Am dat 50 de lei și am mâncat de 500 de lei. Am băut și am mâncat de 500 de lei. Mă, nu mai învățați lumea, că pe bune pleacă, rămâne lumea mare. Și a doua oară nu mă mai primești în casinul aici. Nu că mâine sunt, dacă mai vii, eu sunt. Eu mâine sunt la recepție și spun. Fac denunț pe tine și spun, nu ai ce mai căuta aici. Dar ce, mă, ce vrei să vă, mă? Nu mai voie. Te duc la Merio dacă vrei. A, dacă auzi. Vii aici, o săptămână rămâi și fără pantalon. Nu, nu mai voie. Nu, că n-are cine să-i cumpere pantaloni, rămân pe el. Du-te, mă, cerem un cuneac. Hai, du-te. Da, dar nu o să-ți dea, o să-ți dea un... Orice mi-e taxa, 12 stele, e bun. A, e bun. Dacă era 12 stele, era bună. La ce bani băgai eu 100 de lei? Da, da, am băut, m-am chefuit. Da, ai văzut ce cuneac ți-am recomandat eu să-ți dea, nu? Da, mi-a dat domnișoara, mâncaia-și gura ei. Câmpeană, nu te superi, a fost o domnișoară, mâncaia-și gura ei. Mi-a dat un coniac. Da, ți-a dat și da, numărul zi, de coniac. Dar zi de care? Mi-a dat un coniac. Dar zi ți-a dat? Bazier, ce mi-a dat? No. Da, ce mi-a dat? Zacapa de 24 de ani. Ce? XO Zacapa de 24 de ani. XO de 24, ia uite. Da. Dar eu vreau un corvazier acum. De unde se dă? Hai, mergem să mai dăm ceva. Auzi, dar dacă mă urmă să-i cer, are de la coniac. N-ați plăcit-o nici pe aia și vrei să mai beți. În cutia milei vrei să bag, ce să mai bag? Gata, mec, și așa bem ceva, hai. Nu mai, tu nu mai ai voie. Prietenii, vă lăsăm așa, în suspans, să vă... Auzi, prieteni, mâine seară vă arăt cum câștig 200.000 de euro aici. Acum mă duc să mai încerc un milion, pun 11. Dacă dă 11, și vecinii. Am nenorocit ruletă. Auzi, pune 11 și vecinii, că dacă nu dă 11, dă 13. Sau 30. Nu, 13 ghinion. Nu vreau. Dă pe lângă 11, între mijloc. E, dacă 30. Dă pe lângă 11, dă 30 sau 8. A, deja astăzi e vineri. Dă 36 lângă 11. E 12 jumate ceasă. Dacă îți bagă 36 lângă 11, ești bombă. Nu e problemă, asta e. Mai încercăm și mâine. O aduc mâine seara pe Câmpeană aici. Salutare, prieteni! Bună ziua la toată lumea! Ce faceți, prieteni? Uite ce față am. Sunt obosit, am stat aseară la casino.
eu cu fratele meu aici, l-am dus și pe el la... Unde te-am dus, mă, ia zi? La Palace. La Palace, prieten, l-am dus și pe el. Dar haideți să vă spun că deja am primit telefon de la Câmpeana. S-a certat cu mine că a văzut aseară, au sunat-o niște fani, niște prieteni ai noștri, au văzut pe TikTok, am postat pe TikTok un filmuleț foarte scurt, care o să-l vedeți și voi acum, că o să-l pun și pe YouTube, cum am intrat în Palace aseară cu mai mulți prieteni, cu Maco, cu Florin, cu frații mei. Ne-am dus prieteni aseară, să vă spun adevărul. Eram vreo 10 persoane, așa face țiganul, și mi-am băgat 200 de lei în buzunar, 2 milioane, fiecare câte, 1 milion, 2 în buzunar. Maco și-a băgat și el 100 de lei, 1 milion în buzunar, eu 200 de lei, Florin 200. Fiecare câte 1 milion, 2 în buzunar. Cât și ce credeți? Avut? Cât am avut. Și ne-am dus prietenii acolo, am butonat și noi păcănelele. Și am mâncat prietenii acolo, am băut, toată noaptea gratis. Am plecat la ora 1 a seară de acolo, gratis. Că știți cum e la cazinourile astea mari care se joacă, se mâncă gratis, se bea gratis. Prieteni, oricum dacă mergeam la restaurant, nu cred că mâncam mâncare bună, mai bună ca la un cazino. Mâncare mai bună ca la un cazino, nu cred că se găsește. Și băutură, prieteni, ne-am dus acolo. Adică se găsește normal la restaurante de fițe, la Vaca Mula, mai mult. Dar noi ne-am dus acolo, ne-am și jucat pe 200 de lei Câmpeană, m-am jucat. Și când am terminat banii, puteam să câștig, dar n-am câștigat. Toți ne-am dus în cap, am pierdut. Și după aia am intrat acolo și am mâncat, prieteni. Am mâncat cotlete de berbecuți. N-ai voie să filmez în cazino, altfel filmam. Am mâncat cu orez acolo, o garnitură de orez, cu salate, cu nebunii. Am băut vreo 5 coniace. Coniace bune, scumpe, am cerut, nu pot să spun numele lor. Am băgat și un pahar de bere, o cafea, un pachet de țigări. Și te-ai îmbătat, te-a făcut. Și m-am amețit Câmpeana. Bă, lasă-o pe Câmpeana. Mă, eu o iubesc pe Câmpeana mea, cum să nu spun, e familia mea. Dar ce mea. Faci cu asta aici, la București? Lasă glumele că tu ești tot de cârcotă, că ai venit după mine de cârcotă, nu mai merg afacerile, am dat faliment, am închis depozit, am închis tot. Mă retrag, prieteni, către familia mea, către casă. Astăzi e plecarea din Bucarest. Pricăjit îmi spui. Nu pricăjit, dar ghinionist. Pentru că, prieteni, ați văzut cum munceam, eram murdar, ați văzut vlogul, cum căram ferotanii, veneau căruțele, veneau oamenii, cumpăram de la firme, de la firmele astea mari care tăiau și le făceam curățenie. De exemplu, o firmă care construiește blocuri, mă duceam și luam cartoanele, luam ferotaniile și le făceam curățenii. La unii le plăteam, la unii mi le dădeau gratis, pentru că le munceam eu, le încărcam în dubă și le aduceam acasă. Și mergeau, făceam... Păi da, mă, dar tu director te duceai după ele. A, eu, director, auzi, mă duceam după ele. Păi da, nu te-ai pus director pe scaun. Director. M-am pus pe scaun, Maco, dacă vrei bani, trebuie să și alegi să muncești. Cum? Eu nu mă feresc de muncă. Eu sunt un băiat muncitor și toată familia mea, uite, Dănuț unde e, bravo lui, e curajos. Și eu sunt curajos și îmi place munca, dacă nu muncești, nu ai. Deci dacă nu munceam, eram și eu vai de mama mea. Dar, ce să vă zic, prieteni? Asta am vrut să vă spun, prieteni, că oriunde, dacă nu, deși cu mâncarea, cu băutul, am fost aseară, am mâncat acolo, ne-am chefuit și cam atât. Uite-l și pe Rocky Balboa, da. Și plecăm acasă, gata cu afacerea. Asta îi spuneam lui Maco, că nu e pticăjit, cum spune el, ghinionist, că dacă nu mai merge fierul, uite, prieteni, în ultima încercare vă arăt unde sunt și unde am venit. Am venit la o firmă foarte mare
să iau fierul vechi de la ei, care le rămân jumătăți, fier care, uitați, cred că știți zona. Cine e? Mama. Pardon. Da, uite, prieten, unde sunt. Sunt în Pipera. Uite, cred că știți acolo unde se construiește biserica aia. Sunt aici la Becali, la domnul Becali aici, la unde face el clădirile astea, construcțiile astea. Doamne Dumnezeule, ce, câte blocuri și câte are ciste lui. De aia merg mă la mama să-mi hai, prieteni, vă mulțumim, ne auzim de acasă mâine sâmbătă. O zi faină, v-am pupat. Pupa.